primul eveniment care deschide șirul, seria de evenimente la Bookfest, Salonul Internațional de Carte, astăzi vineri 31 mai, la standul editurii Herald. Și începem, să spunem așa, în forță, cu un subiect foarte interesant. Am intitulat acest, hai să-l numim, panel, Drumul către libertate prin înțelepciunea șamanică, sau cum spunea prietena mea, Andreea Ionescu, moderatorul acestui panel, șamanismul, o cale de evoluție spirituală. Vom vorbi alături de invitații noștri într-un dialog despre înțelepciunea toltecă și potențialele aplicații în viața cotidiană prin lansarea titlurilor Trezirea șamanului și calea către libertate, Înțelepciunea șamanilor și Animale de putere în practica șamanică, semnate de șamanul și maestrul povestitor toltec Don José Ruiz. Alături de invitații noștri, Andreea Ionescu, cum spuneam puțin mai devreme, moderatorul acestui panel, coach, trainer, terapeut holistic, facilitator dezvoltare personală, Nușa Niculina Bugeac, psiholog, astrolog, facilitator constelații sistemice, consultant metafizică chineză, Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism și, nu în ultimul rând, Victor Fluieraș, psihoterapeut de orientare psihanalitică. Este foarte important deplasat, să spunem, în contextul publicațiilor, titlurilor editurii Herald, colecția de șamanism, o colecție cu titluri extrem de importante din tradiții spirituale șamanice din toate colțurile lumii. Și în acest context, iată aceste minunate trei cărți, și aici când spun minunate nu e doar părerea mea, cumva îi parafrazez și pe invitații noștri de astăzi, cele trei cărți ale lui Don José Ruiz. Și cumva, cum frumos spunea Andreea Ionescu, legătura dintre șamanismul ceva mai riguros al lui Don Miguel, tatălui Don José Ruiz, și șamanismul iubitor cu puternice influențe interculturale și exemple practice ale lui Don José. Așadar, am să o invit pe Andreea Ionescu să deschidem această dezbatere sau acest panel și să discutăm, cum spuneam, despre aceste trei cărți minunate pe care vi le recomandăm cu mare, mare drag. Mulțumesc, Sorin! În primul rând, mulțumesc că am avut ocazia să citesc printre primii cărțile astea, pe toate trei. Și aș vrea să încep prin a spune că oricine poate să citească aceste cărți. Nu sunt cărți destinate unui practicant de un anumit fel, ci sunt cărți care sunt valabile pentru noi toți. Și o să vedeți din discuție că e și psihologie, e și morală, e și antrenament personal, sunt și exerciții în cărțile astea. Deci dacă vreți să mergeți un pas mai departe în viețile voastre, e un bun început. Putem să începem cu prima carte, care e cu coperta cu roșu, și apoi continuăm cu celelalte. Dar ceea ce e important de vorbit în contextul ăsta de acum este despre șamanism în general. Pentru că s-a lansat așa un fel de aură de buhuhu cu ăia care dansează în jurul focului, ard găini cărora le-au tăiat gâtul și nu știu ce mai fac. Și vreau să-i rog pe invitații mei să mă ajute să demitizăm puțin imaginea asta deformată care s-a creat în legătură cu șamanismul și să spun că, de fapt, șamanismul este rădăcina tuturor curentelor spirituale actuale. Deci, doamnelor, domnilor, cine vrea să-mi spună ce nu este șamanismul? Ok, am să încep eu. Din punctul meu de vedere, șamanismul nu este buhuhu magic, nu este voodoo, nu este mai știu eu ce fel de practică. Șamanismul este o tradiție spirituală și o cale de vindecare. Din punctul meu de vedere, șamanii sunt vindecători.
în fiecare cultură, în fiecare zonă, cum sunt denumiți, dar termenul general și modern este de șaman. De exemplu, la tolteci sunt nagoali, la maiași sunt achihabi. Și în diverse, la noi sunt vraci. La noi, în România, să vorbim și de aia, că avem și noi tradiția noastră vindecătoare și populară și sihastă, adică de fapt șamanismul este despre vindecare, despre vindecarea minții, despre vindecarea sufletului, despre vindecarea corpului, despre vindecarea spiritului și conexiunea cu divinitatea, cu creatorul. Eu așa văd lucrurile. Și asta o face șamanul dintr-o perspectivă în care el devine un fel de punte. Exact. Ce fel de punte și între ce? El este un moderator, el este un ghid între omul care are o situație disfuncțională și care îl deranjează și viață. Prin viață înțelegând absolut orice aspect de viață, înțelegând creația, universul, energia, orice formă de viață. Deci, practic, vorbim despre un mod de a vedea lumea mai degrabă decât orice altceva. Și dacă vă gândiți, exact, o perspectivă. Șamanul este cineva care stă în vârful muntelui și face acolo ceremonia focului, nimic mai greșit, pentru că fiecare dintre noi are un nagual în interior. Hai să-l lămurim și pe asta cu nagualul, ne ajută, Olimpia? La noi este mai cunoscut termenul șaman decât nagual, dar nici șamanul avem în terminologia populară. Aveam vindecători, solomonari, și sunt foarte cunoscuți solomonarii la noi. De asemenea, tămăduitoarele, moașele satului, ce să vă mai zic? Erau înțelepții, bătrânii și bătrânele satului, și nu întâmplător erau 12. Nu întâmplător apostolii au fost 12. Toate astea sunt interconectate și toate acestea există și în tradiția românească. Nu doar dacii aveau, ci este mult mai veche. Și îmi place să descoper asta în interiorul nostru, ceea ce ne duce la numele de Nagual, de trezirea șamanului interior. Și să știți că toți avem în interior o tobă și ea este inima noastră. Mulțumesc! Și când vrem să ne conectăm la șamanul interior, doar puneți mâna pe piept și ascultați toba interioară. Ea vă ghidează, vă aduce acasă, vă trezește. Ce înseamnă a ne trezi, a ne vedea dincolo de valuri, dincolo de vălurile cu care ne-am acoperit, să descoperim puterea noastră interioară, să descoperim potențialul care era latent, ascuns, pe care îl avem de la străbuni și poate de acolo de unde am venit noi, că avem mai multe daruri, nu doar de la străbuni, și toate astea mixate naște ceva nou, felul tău unic de a fi în această viață. Deci oricine ar putea să fie un șaman sau chiar este unul netrezit. Exact. Așa, ce voiam eu să adaug e că vindecarea pe care o aduc tehnicile acestea are ca scop, în primul rând, să trezească pe fiecare din visul personal, da? Și din visul colectiv. Și ideea e trezirea tocmai pentru a putea manifesta plenar calitățile pe care le avem, pentru că asta e cealaltă idee legată de șaman, nu doar vindecător, ci și artist. Și nu artist doar în pictură, sculptură, artist în scris, ci artist în propria viață. Victor, da, dacă ai vorbit de vis, acum ai deschis cutia Pandorei. Hai să explicăm ce înțelege Don Jose și, în general, șamanul prin vis. Că nu avem aceeași definiție în Occident. Da. Mi-a plăcut foarte mult. În toate cele trei cărți, el vorbește despre faptul că noi visăm în continuu și visele de noapte sunt doar o continuare a visului de peste zi. Asta înseamnă că ce se întâmplă e că nu suntem conștienți de vise. Când vorbim din punct de vedere psihologic, visele astea de fapt înseamnă diverse programe pe care le avem, înseamnă diverse
condiționări pe care le avem, diverse moșteniri din familie, din diverse tipare pe care le-am luat din societate și de care nu suntem conștienți. Și ele creează visul în mod inconștient. Dar ce propune el este să devenim conștienți de vis și în felul acesta să-l putem crea liberi. Și ca să putem să ne eliberăm, mai ales de lucrurile astea care zac undeva în subconștient și de care nu suntem neapărat, la care nu suntem atenți din punct de vedere strict rațional. Vorbește foarte frumos domn Jose despre măști și cum ne confundăm cu diverse măști pe care ni le-am construit. Care e perspectiva psihologului, dacă tot e microfonul la tine, referitor la chestia asta? Cum creează emoția masca și cum pot să-mi dau seama că eu sunt sau nu sunt unul din rolurile alea pe care mi le-am însușit ca un cameleon? Acum, când vorbim de măști, vorbim de persona și fiecare dintre noi avem diverse persona, doar că suntem obișnuiți să ne identificăm cu unul sau altul dintre rolurile pe care le avem. Ce propune domn Jose Ruiz e să ne dezidentificăm de toate rolurile ca să ne dăm seama cine suntem de fapt în esență, cine e până la urmă actorul care joacă diversele roluri. Când coboram dealul din Dharamshala în India ca să mă duc să-l întâlnesc pe Dalai Lama la templu principal, m-am întâlnit cu doi călugări care m-au scrutat din cap până în picioare și au întrebat foarte direct: tu ce ești? Și eu le-am spus ce credeam pe vremea aia, că sunt director de marketing la o firmă din România. Și au început să râdă, deși râdeau ținându-se cu mâinile de burtă. Dar ducându-mă mai adânc, budismul tibetan are rădăcini șamanice și dacă o să aveți curiozitatea să citiți cartea, o să vedeți că domnul Jose face multe referințe la budism. Șamanismul înțelege foarte bine atașamentele astea emoționale. Acum întrebarea este cum poate un psiholog să lucreze cu ele și după aia o să întrebăm cum poate un șaman să lucreze cu ele. Bun, până la urmă, nu e ca și când în cabinet folosim doar psihologie, da? Și ce se întâmplă acolo are legătură cu conștientizarea, da? Aduce în conștiință ceea ce e inconștient, tiparele inconștiente care determină comportamente, deci... Din punctul meu de vedere, vorbim mai puțin, din punctul meu de vedere, vorbim despre același lucru, folosind vocabulare diferite. Ok. Și am adus tiparul la lumină, da? Și mi-am dat seama care e tiparul. Ce fac în continuare, Victor? După aceea poate să înceapă o muncă de schimbare a lui, sau în unele cazuri, unele tipare se dizolvă pur și simplu pentru că sunt aduse în conștiință. Mulțumesc. Da? Depinde. Acum știi, trebuie să intrăm pe fiecare caz în parte. Mi se pare interesant cuvântul muncă aici și aș vrea să mai adaug ceva, că ne-am obișnuit să umblăm ca hedonismul, ca hedonist occidental, pe soluții exterioare rapide, da? S-a întâmplat o chestie, vreau o pastilă, vreau să-mi treacă repede. Fetelor, de câte ori ați auzit, vin la tine pentru o curățare? Eu nu primesc așa ceva. Eu aș vrea să completez ceva. Și terapeutul, psihoterapeutul, psihologul este un șaman, în definiția pe care noi am dat-o mai devreme. Deci haide să nu mai excludem, să nu-l mai separăm. Adică ce fac șamanii, ce fac psihologii. Noi căutam intersecția, nu excluderea. Și atunci, deci, da, și în psihologie, da, noi suntem niște ghizi în a face omul să-și găsească esența, să dea la o parte acele programări care au fost făcute din educație, care au fost primite prin moșteniri de la strămoșii noștri, traume pe care nu le-am depășit poate din alte vieți și cu care am venit încărcați, și atunci asta facem. Fie că suntem în cabinet ca psihologi, fie că lucrăm prin focul șamanic sau prin matricea familială sau mai știu eu ce alte metode șamanice, eu cred că tot asta facem, sau cu plante sau cu leacuri. Până acolo, tot acolo ne ducem. Este limpede că destinația aceeași, doar instrumentele s-ar putea să fie diferite și acum depinde nu foarte și diferite, ce rezonează ușor diferite. Exact, 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 exact. Însă, nu foarte diferite.
dacă mă uit la emoții și la balamucul pe care îl creează în corpul, în mintea, în sufletul nostru, și la faptul că șamanismul de predilecție este foarte atent la componenta asta emoțională. Și îți spun, te-ai îmbolnăvit de asta pentru că ai avut emoția X. Exact. Cum tratează șamanul emoțiile? Șamanul se duce la rădăcina emoției. Deci noi funcționăm în această lume tridimensională în care suntem, noi funcționăm pe principiul cauză-efect. Deci un efect, o anumită emoție a noastră, de stare de bine sau de stare de mai puțin bine, de vibrație mai înaltă sau mai joasă, are o anumită cauză, conștientă sau nu, de care știm sau nu știm. Și atunci, prin diverse modalități, că batem toba, că facem un foc, că zdrângănim mai știu eu ce instrumente drăguțe, sunetul ploii sau mai știu eu ce, de fapt, noi căutăm rădăcina emoției. De unde a pornit acea emoție? Și apoi? Păi, dacă e o emoție... Zburdăna goali pe aici. Primim semne. Da, zburdăna goali pe aici. Primim semne. În momentul în care ai ajuns la rădăcina emoției, la rădăcina suferinței, nu ai decât de făcut pace și de eliberat ceea ce este blocat acolo. Pentru că ce spun șamanii? Șamanii spun așa, și în termen modern, o să explic și în termen modern. În momentul în care noi avem o suferință, acolo lăsăm parte din energia noastră, spunem modern. Șamanii spun, lăsăm o parte din sufletul nostru. Exact. În momentul în care ajungem acolo la rădăcină, noi ce facem? Eliberăm acea energie în termeni moderni sau aducem sufletul înapoi, recuperăm, cum spun șamanii. Recuperăm de suflet. Exact. Și dacă noi avem suflet și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo, evident că nu avem suficient suflet să putem merge mai departe. Și cu cât ajungem la mai multe rădăcini și eliberăm ceea ce este acolo, cu atât noi avem mai mult suflet și mai multă energie. Super! Nu pot să nu remarc că ne-a căzut cartea cu animale de putere, care mă trage de pala rochiei și care spune, da. Andreea, hai să vorbim despre chestia asta. Și aș vrea să venim puțin spre România și vorbim despre povestea asta cu animalele de putere, pentru că o întrebare pe care o aud foarte frecvent este, Andreea, care e animalul meu de putere? Și eu răspund de fiecare dată. Și dacă îți spun care e, ce o să faci cu el? La ce te ajută, nu? Pe bune! Și cartea propune o abordare mult mai realistă, aș spune, în care să te uiți la lumea care te înconjoară, să te conectezi cu ea și să înțelegi semnele. Acum, noi asta avem și în tradiția românească. Noi avem chiar pe stemele statelor noastre. Avem corbul, care face legătura între lumi. Avem acvila, care vede situația de sus. Și despre care se spune că este cel mai aproape de Dumnezeu. Da. Mi-am amintit povestea condorului și a colibrilor. Așa. Și avem pe stema Moldovei. Bourul. Sunt niște animale foarte puternice, care dacă stai să analizezi istoria țării respective, se vede imprimată energia acestor animale și anume ce din animale, calitățile acestor animale. De asemenea, dacă vă uitați la fiecare om în parte, o să vedeți că seamănă cu un animal, mai ales dacă are un cățel sau o pisică, dar mai ales un cățel acasă, este, ce să mai, îl vede direct, cum arată. Așa că dacă vine un animal în curte, vă atrage un animal, vine spre voi un animal, uitați-vă ce vă arată, ce aveți nevoie în momentul respectiv în viața voastră să aduceți. Poate vine, nu știu, o ciradă de vite. Înseamnă că eu am nevoie de atâta blândețe și de atâta lapte de a hrăni și de a da oamenilor din ceea ce am eu mai bun și mai mult, încât am nevoie de o ciradă de vite. Exact, de a manifesta femininul, maternitatea. Da? Dacă vine o haită de lupi, clar că eu ori mănânc ceva, că animalele de putere pot să vină să mănânce ceva ce nu mai avem nevoie și noi nu putem face asta, iar ele ne pot ajuta. Știi, cumva păcălim psihicul
A, lasă că vin animale, dar tot noi facem. Noi ne luăm această forță din natură, dar forța asta este în noi. Dacă îți vin lupii, e clar că poate nu știi locul în haită, poate ai ceva de terminat din tine și lăsat să plece, să te transformi și poate e cazul să-ți asumi puterea de lup. Lupul care este simbolul nostru al românilor și apropo de animale de putere, avem și plante de putere. Lupul cu coadă bujorul de balaur. O, da. Aveam dragonul, nu? Dragonul și forma munților Carpați. Dragonul, dacă am vorbit acum de dragon, o să vedeți că se trezește în voi dragonul. Vreau să revin puțin la niște instrumente de care vorbea Nușa înainte. Respirația. Folosiți respirația ca să eliberați emoții. Respirația este la îndemâna tuturor. Folosiți sunetul. Cântați, scoateți vocea interioară, lăsați-vă auzită vocea. Vocea deschide spații. La început a fost cuvântul. Era sunetul, vibrația acelui cuvânt. Lăsați-vă sunetul. Eu lucrez foarte mult cu sunet. Sunet, sunet. Poate să fie din exterior, dar lăsați-vă sunetul interior. Sunetul interior efectiv deschide spații. Ajunge în locuri în care poate n-ați intrat de mult timp. Și nu trebuie să știți care e rădăcina, ci să o eliberați, să o transformați. Acea umbră de care vorbește și autorul acestor cărți, nu trebuie să o știi neapărat, să o transformi în lumină. Întotdeauna vom avea umbră și întotdeauna vom avea lumină. Copacul, cu cât este mai mare, cu atât e umbra mai mare. Te uiți la umbră sau te uiți la copac? Depinde de fiecare. La ambele. Există tot timpul. Îl simt pe Victor fremătând, da, în dreapta mea, vrea să și-a și notat, vrea să spună ceva. Da, și e în completare, da, și are, da, nu e în opoziție, adică, da. Eu am fost plăcut surprins legat de cartea Animale de Putere să văd că domn José Ruiz are o abordare simbolică care mi-a mers la suflet ca psihoterapeut junghian și ce mi-a mai atras atenția a fost că el vorbește acolo, fiecare nu are un animal de putere, el a vorbit de trei, plus că aceste trei pot să se schimbe pe parcursul vieții, poate unele le avem toată viața, unele le avem pentru anumite perioade și asta e foarte în concordanță cu ce se întâmplă în cabinet, unde e vorba de transformări, unde e vorba de metamorfoze și astea sunt lucrurile pe care le urmărește și șamanismul și psihoterapia. Da. Și alte căi spirituale. Eu aș merge un pic mai departe și aș spune că în carte se sugerează cu tărie un anumit tip de conectare cu lumea naturală și în special lumea animală. Și în toată tradiția șamanică, dar nu numai în ea, și în creștinism, găsim referințe la conectarea din inimă. De ce e așa de importantă inima? Ce e acolo în inimă? În inimă este iubirea, zic eu. Și uite, iar vreau să fac o uniune între șamanism și psihologie. Șamanii vorbesc de animale de putere, psihologii vorbesc de arhetipuri. Și atunci, deci da, vorbim de un anumit tip de un animal, da, bourul, că tot ai zis tu că e al nostru, că ne reprezintă, e pe pământ, exact. Este arhetipul forței, a puterii, a împământării. Vorbim de lup, da, este libertatea lupului, este capacitatea lui de transformare a lupului. Deci vorbim de arhetipuri. În momentul în care ne conectăm cu anumite animale, ne uităm la ele, le vedem la zoo, ne uităm la o poză. Practic, noi intrăm în vibrația, în energia, în calitățile și abilitățile acelui animal. Și când avem nevoie de ceva, noi putem chema aceste arhetipuri, pur și simplu, uitându-ne la o poză, intrând în energia acelui animal. Și așa explică atât de frumos și simplu ca pentru oricine. Deci nu e necesar să aveți studii, să aveți cunoaștere ca să puteți citi aceste cărți și chiar să le puneți în practică pentru binele vostru, pentru a da drumul la suferință, pentru a ajunge în inimă,
că tot ziceai de inimă, pentru a putea fi în iubire, pentru că în momentul în care noi suferim, noi nu putem fi în iubire, nu putem să ne iubim nici pe noi, nici pe cei din jur, nici natura, nici strămoșii, nici nimic. În momentul în care începem și dăm drumul la suferință, recăpătăm sufletul de pe acolo, de pe unde este, unde l-am lăsat că am suferit, noi sau strămoșii noștri. În momentul respectiv, noi devenim din ce în ce mai centrați, se unește mintea, se unește sufletul, se unește sinele și noi devenim aliniați, devenim centrați și ne putem bucura de orice, de absolut orice. Cum, de exemplu, eu acum mă bucur foarte mult că sunt aici cu voi și mulțumesc lui Sorin pentru invitație și că avem această discuție și că sunt niște oameni aici care ne ascultă și care eu îmi doresc măcar o idee, o sămânță, dacă luați fiecare dintre voi din ce am spus noi aici și poate citiți cartea, poate nu, dar ceva s-a trezit în voi și veți schimba. Pentru mine chestia asta înseamnă extraordinar de mult. E ceva care închide cercoi. Și am tot vorbit despre lucruri exterioare, despre tobă, despre zornăitoare, despre foc, despre... Dar lucru pe care insistă Don Jose, cel puțin în trezirea șamanului interior, este tipul care îți permite să intri înăuntru tău, să faci inventarul. Doar acolo e adevărul, exact. Doar acolo. Și apoi să începi să faci, cum zice psihologul, reframing pentru toate lucrurile. Da, este fix aceeași chestie, numai că e privită din perspectivă șamanică. Și asta nu necesită cunoștințe de specialitate. Repet, cărțile sunt foarte accesibile pentru cineva care n-a intrat deloc în chestia asta. Mai mult decât atâta, la începutul fiecărei cărți, veți dicționare. Mie mi se par geniale aceste dicționare pentru că vorbesc despre toate lucrurile importante. Și unul din lucrurile despre care nu am vorbit și aș vrea să-l întreb tot pe Victor este domesticirea. Da, mie îmi place termenul, da, mai ales că domesticirea, așa cum o formulează Don José Ruiz, e în opoziție cu libertatea. Și cred că se referă în principal la a elibera niște părți din noi care sunt mai sălbatice. Da? Dar sălbatic aici iarăși aș face diferența care există în engleză și în română, nu, între wild și savage. Da? Adică sălbatic mai aproape de ce e natural. Lucru care se pierde atunci când suntem educați. Acum avem nevoie de educație ca să putem funcționa în societate. Totul e să nu rămânem doar educați. La un moment dat să ne dăm seama că e nevoie să ne și dezdomesticim. Sau cum îi spunea Yoda lui Luke Skywalker, you must unlearn what you have learned. Da. Trebuie să te dezveți de ceea ce ai învățat. Și asta nu înseamnă să ne transformăm în niște sălbatici, dar înseamnă să ne regăsim libertatea de expresie. Spontaneitatea. Care a dispărut în momentul în care mi s-a spus... Mamă, mă faci de rușine. Nu e frumos să spui asta. Când oamenii mari vorbesc, copiii trebuie să tacă. Și pot să mai dau foarte multe exemple de felul ăsta. Și atunci întrebarea mea pentru cei care sunt aici este ce anume din voi stă acolo încuiat în pivniță și ar dori să se exprime? Și asta e una din marile bucăți de vindecare pe care o puteți găsi inclusiv ca exercițiu. Deci vă dă Don José un exercițiu de embodiment în care vă pune să vă uitați la etichetele pe care vi le-ați pus și să vedeți ce simțiți în corp în legătură cu fiecare dintre ele. Vi-l recomand cu căldură și sunt sigură că Victor poate să spună mai mult despre asta. Dar ce voiam să adaug e că etichetele acelea de multe ori le-am moștenit sau ni le-au lipit alții atunci când erau copii, da, prin repetiție și noi am ajuns să le credem și să le transformăm în părți din identitatea noastră. Ori ce propun cărțile acestea e să ne descoperim fiecare o identitate mai profundă, care nu are legătură cu diversele etichete, cu rolurile, cu ce e la suprafață. Toate cărțile sunt, de fapt, niște propuneri de a intra mai în profunzime. Exact. Să plec din exterior și să mă duc înăuntru, înăuntru. Și înăuntru este o muncă a mea cu mine.
este o formă de arheologie interioară care poate fi facilitată de un șaman, de un terapeut, de un consilier, de un prieten foarte bun care mă înțelege, de cineva care e în stare doar să mă asculte fără să-mi dea sfaturi. Și e nevoie să avem răbdare cu noi. E nevoie să înțelegem că dacă 40 de ani am purtat o poveste cu mine într-o singură ședință de șamanism, de exemplu, n-o curăț, că e nevoie de timp, blândețe, să se așeze tot ceea ce ai transformat în tine, mai ales ca femei avem nevoie de această așezare în noi. Și cred că e cel mai important româncele să învețe asta. Să de se așeze. Ce spui româncele? Și avem, ia zi mai mult aici cu româncele care trebuie să se așeze. O vorbă în popor că femeia poate să facă mai multe lucruri deodată și wow, ce minunată e femeia din cauza asta, datorită, eu zic că e din cauză. De ce e din cauză? Femeia deschizând multe zone în care ea lucrează, face. Ea nu mai este, ea face. Ea este a face. Și atunci eu am deschis spațiul ăsta și când trebuie să închid cum le închid și constat că am obosit, că sunt vraiște, că nu mă uit la mine absolut deloc și, sincer, mi-ar fi plăcut să mă învețe mama să mă uit mai mult la mine, să nu vă stârziu asta. Și învățați-vă fiicele și fiii să se uite la ei, să se uite ceea ce oferă au suficient ei pentru ei, ca să poată să ofere și celuilalt, sau oferă din nevoia de a fi văzuți. Și femeia ajunge să plângă de obosea, pentru că este epuizată, și bărbatul de iritare, pentru că nu mai poate cu câte are în spate. Da, iar femeia nu mai zâmbește, că femeia ajunge să zâmbească și lumea din casă se transformă, nu mai are acel zâmbet interior femeia, pântecul este vraiște, în momentul în care este în lunație, odor toate și este haos și uite așa perpetuăm o chestie venită, că nu tot ce vine din străbun este și bun. Asta aș vrea să înțelegem. Mă ocup cu străbunii de mult timp. Nu tot ce vine... Sunt darurile străbunilor, ok, sunt darurile străbunilor care eu le folosesc acum și îmi sunt bune acum pentru mine. Dacă bunica zicea că trebuie să tai cozonac cu 30 de centimetri, bunica sigur știa de ce trebuia tăia, poate nu ajungea acolo. Tava în care noi luăm foarte multe obiceiuri fără să vedem dacă ni se potrivesc și care e de fapt realitatea celor obiceiuri. Sunt foarte multe obiceiuri la noi care au o realitate foarte practică și noi o luăm de bau, ce vorbeam la început. Deci, ne ducem înăuntru, scăpăm de tipare. Eu aș vrea să vă întreb pe toți trei și o să vă rog pe toți trei să-mi răspundeți. Cum îl trezesc pe nagualul ăsta interior? Cum trezesc scânteia divină despre care vorbește Don José? Că de avut o avem cu toții. Care e cel mai simplu lucru pe care putem să-l facem din perspectiva fiecăruia dintre voi? Uite, pentru mine a fost... Vedeam la toți, cei din jurul meu, vedeam tuturor că îmi reflectă controlul. Și ce am constatat? Controlul era minunatul meu. Nu era celor din jur. În primul rând să ne uităm ce ne enervează la cei din jurul nostru. Ce ne enervează? Ce ne apasă butonul? La un moment dat, acel buton nu va mai exploda dacă pe mine nu mă deranjează nimic în mine. Nu mă mai deranjează. Sau... pot să mă uit și e jocul acela frumos propus de autor în care să spun, sunt eu mama acestui copil? Sunt mama, dar eu chiar sunt mamă? Sunt mamă? Adică îmi iau toate rolurile pe care cred că sunt și doar îmi pun întrebarea, sunt mamă? O să constat că poate sunt și soție, dar sunt soție? O să constat că poate sunt director de marketing, dar sunt director de marketing și așa, punând întrebări, o să ajungi să nu te mai identifici, să constați că sunt doar niște roluri. Și încet, încet cad platoșele de pe noi și ajungem în interior. În interior... ce face? Păi, în interior începem să ne întrebăm ce vine din exterior este al meu, îmi place... sau nu-mi place. Pentru că și ceva care îmi place poate să fie un program. Mi s-a spus că trebuie să-mi placă, nu știu, conopida.
cămare, nu știu ce proprietăți și așa mai departe. Sau trebuie să mănânc cu ouă, că sunt sănătoase. Trebuie să arăt nu știu cum, să fiu slim fit. Da? Sau să fiu nu știu cum, sau mai e grasă și frumoasă în tradiția românească. Da? Deci, ideea este să luăm tot ce vine spre noi și acolo în interior să mă bag pe mine în ședință, să-mi dau două după ceafă și să mă întreb. Are sens pentru mine? Rezonează pentru mine? E ok pentru mine sau nu? Și pe parte pozitivă, da? Și pe parte negativă. Și de ce vorbeai puțin mai devreme? De exemplu, eu mi-am pus la un moment dat întrebarea asta și am găsit și răspunsul la un moment dat. În tradiția românească, dacă râgâi sau eructezi, ca să vorbesc ca o doamnă, ești un mitocan, da? Deci prost crescut. În tradiția japoneză, dacă după masă nu râgâi, nu i-ai onorat masa. Este un semn de mitocănie. Ce facem noi? Când suntem mici, ne chinuie și ne omoară să dăm aerul afară, iar de pe la 2-3 ani, dacă noi dăm aerul afară după masă, vai, dar cum poți să faci așa ceva? Deci, în acest fel ne programează, în acest fel vin tiparele peste noi, pentru că așa crede mama, așa crede tata, așa crede doamna educatoare, învățătoare sau cine Dumnezeu mai, sau media sau mai știu eu cine. Haideți să luăm toate aceste chestii care la un moment dat simțim că ne fac bine și să ne întrebăm, mă, chiar îmi face bine? Sau așa mi s-a spus că trebuie să-mi facă bine? Haideți să luăm toate chestiile care nu ne plac. Îmi face bine, e al meu, rezonează cu mine acel ceva, acel obiect, acel obicei, acel comportament, acea credință, valoare, principiu, are sens pentru mine sau nu? Și ce fac? Cum îmi dau seama dacă îmi face bine sau nu îmi face bine? Unde mă uit? Întâi lasă-mă pe mine să spun. Mă ascult, dar nu aici, pentru că aici e programul, aici este emoția generată de program, ci la nivelul sinelui, la nivelul chakrei 2, acolo unde este esența mea, acolo unde sunt eu. Da. Vorbeam cu un călugăr budist săptămâna trecută care zicea, aici sunt la serviciu și aici sunt acasă. Da, ca să completez și eu. Ne uităm în interior, pentru că acolo sunt răspunsurile și așa ne indică și Don José Ruiz. Toate exercițiile pe care le oferă el, cărțile, toate sunt unelte care să ne aducă înapoi cu atenția la noi. Și atunci uneltele principale ar fi meditația, da? Cu atenția pe respirație. Mulțumesc! Da? Și ce numește el conștientizarea. Conștientizarea înseamnă să privim lumea cu ochi noi, să privim orice fără să punem o etichetă pe acel ceva, fără să zicem, a, e o carte, hai să ne uităm ce e o carte de fapt. Da, să nu trecem după aceea mai departe și să rămânem doar în preconcepții. Sau să nu ne raportăm la ceea ce deja știm, că după ce cum spunea că știm. Un înțelept zen, n-o să pot niciodată să torn ceai într-o ceașcă deja plină. Da, și asta cred că propune el și prin ce vorbeam mai devreme. Dedomesticirea înseamnă să ne eliberăm de toate conținuturile pe care le-am acumulat. Victor, da, ai pronunțat cuvântul meditație, care pentru mine este egal pasiune. Însă suntem fugăriți, suntem sub presiune, suntem cu 7.000 de sarcini din 10.000 de direcții. Cum fac spațiu în viața mea ca să pot să mă liniștesc și să pot să mă gândesc și să pot să am claritate? Da. Mi-a atras atenția. Nu mai știu cine zicea, ar fi bine să medităm în fiecare zi 10 minute, dar dacă nu avem timp, atunci trebuie să meditez 30. Da? Cam asta e. Adică pentru orice e nevoie de un efort. Trebuie să ne implicăm activ și să facem loc, să dăm la o parte ceva. Nimeni nu ne oferă timp, nimeni nu ne oferă energie. Noi trebuie să devenim creatorii propriului vis, cel în care avem mai mult timp, cel în care dăm la o parte din lucruri. Am și corolarul care vine de la un călugăr budist care explica felul în care pot să meditez 30 de secunde la semafor. Însă mi-a atras atenția o postare pe Facebook azi de dimineață. Era unei asociații care oferea lucruri pentru copii amărâți și acest băiețel care nu cred că avea mai mult de 10 ani, păstor,
era undeva pe deal cu caprele și se uita în gol. Se uita în gol. Și, mă rog, urmează un dialog, copilul primește o pereche de Adidas, este relativ plăcut, impresionat, dar nu poți să spui că sare în sus. Ce m-a izbit a fost forma de echilibru pe care o are copilul acela, care vine dintr-o formă de contemplare profundă. El stătea acolo, liniștit, cu caprele. Doar, mai vreau să adaug puțin ceva. Nu-i de mirare că aceste cărți au apărut la Herald, pentru că felul în care scrie Don José Ruiz are legătură și cu alte tipuri de spiritualitate. Tu ai pomenit mai devreme, el e interesat de budism, dar putem găsi asta și în creștinism, și în sufism, și în alte hinduism. Da, sigur, șamanismul e rădăcina tuturor, dar nu doar de aceea putem găsi asta. Olimpia, tu cum îți creezi spațiul ăsta interior de liniște? Mă așez, uite, îmi stau acum și simt cum corpul meu atinge scaunul, atinge spatele și în acest moment eu sunt aici. Oriunde m-aș gândi, din momentul în care mă conectez cu scaunul, n-am cum să fie gândul meu în altă parte, cum să fiu eu în altă parte. Și apoi respir. Adică nu că nu am respirat până atunci, că acum aș fi moartă, dar sunt conștientă că respir, sunt atentă la nări. E o meditație, un exercițiu activ foarte la îndemâna tuturor. Adică un alt exercițiu care vă creează spațiu este să fiți atenți la musculatura voastră, indiferent că stați sau că mergeți pe stradă. Este o formă de meditație în care coborâți în corp. Noi avem tendința să fugim din corp. Dar dacă era ceva normal să fugim din corp, nu ne-am fi născut pe pământ. Pe pământ, forma noastră umană este în corp uman. Asta e forma. Așa că să facem bine să ne întoarcem, să pășim cu picioarele goale pe iarbă sau pe zăpadă, fiecare cum vrea și poate, să respirăm, să fim atenți că noi inspirăm viață, oxigen, și eliberăm viață, dioxid de carbon pentru plante. Odată ce înțeleg că eu sunt viață în mine și dau viață în exterior, se produce o schimbare în mine, chiar dacă e, nu știu, 0,000%. Conștientizarea asta a respirației legată de viață ne face să fim conștienți de corp, de noi, unde se duce în mine. Cu cât inspir mai mult, se creează un val. Inspir, se ridică diafragma, se ridică pântecele. Să știți că nu avem pântec. În tradiția noastră, când spui pântec, este o formă de energie foarte puternică. Dacă îi spui burtă, s-a dus totul. Cu burta a plecat. Da, apropo de asta, aș vrea să-i rog pe cei care sunt pe scaune acum să se uite un pic la corpurile lor și să se uite unde există tensiune acum. 15 secunde. Puteți chiar închide ochii. Suntem într-un loc sigur. Inspirați. Și chiar și cu ochii deschiși, vă dați seama, spatele se sprijină de scaun, picioarele cad pe pământ și să știți că pământul pentru șaman este mama pământ. De câte ori suntem jos, amintiți-vă, de acolo vă ridicați, de pe mama pământ care vă ține în brațe. Și de acolo luați energie și v-ați ridicat. Stați pe pământ. Ce-mi place cum se bucură. Stăm pe pământ, da? Și ne încărcăm. Suntem căzuți jos, este greu, mă ridic de acolo, mi-au energie și mama pământ mă susține. Este cea mai adevărată mamă. Mama pământ. Că tot vorbeați puțin mai devreme de pământ, animalele când sunt bolnave, știți ce fac? Se duc lângă o sursă de apă, se așează pe pământ și zac. Nu mănâncă, nu-i se dă supă de pui sau mai știu eu ce, piure sau mai știu eu ce, ele nu mănâncă și stau lângă sursa de apă. Se încarcă cu energia pământului și cu tot ceea ce primesc de acolo, din acel spațiu. Și ai spus puțin mai devreme, vorbeai de capre, de acel păstor. Și aș vrea să vă spun o glumă, mă rog, pentru mine la momentul respectiv n-a fost chiar o glumă. Mama mea, deci am fost crescută într-un loc foarte fain, un vecin de-al meu avea capre și pe dealul de lângă mă duceam cu el cu caprele. Și mama îmi spunea, dragă, dacă n-ai să înveți, ai să ajungi la capre. O programare. Peste ani,
La un moment dat m-am dus la într-un loc unde am făcut, probabil unii dintre voi știți, dacă nu o să vă spun în două cuvinte, meditație Vipassana. Meditație Vipassana înseamnă timp de 10 zile, 10 ore pe zi să stai cu tine. Cu pauzele de rigoare, ți se dă de mâncare, ți se dă toate cele și tu stai acolo și ești cu tine. Nu-mi imaginam, deci n-ai voie să vorbești, n-ai voie să interacționezi cu nimeni. Nici să privești pe altcineva, exact, nu ai voie. Exact, ești tu cu tine. Dacă e vreo chestie gravă, vorbești cu unul dintre organizatori. Eu când am auzit prima dată de această meditație, am zis, mamă, zic, băi, e fascinant. Eu care vorbesc tot timpul, zic, cum pui mei să tac eu 10 zile, zic, atâtea ore, să nu vorbesc cu nimeni. Și la un moment dat am terminat unul din cursuri, timp de mult timp m-am dus și eram acolo în comunitate, aveau capre și m-am dus cu cel care era cu caprele pentru că era și psiholog și am să stăm de vorbă. Și la un moment dat și eu priveam în gol și mă uitam și zic, două facultăți am făcut și am ajuns la capre. Deci nu contează programul dragilor pe care l-au părinții voștri și pe care vi-l dau. Este un program care, după cum vedeți, am ajuns la capre și știți ce bine mi-era acolo la capre? Deci, uitați-vă ce ușor, de fapt, este să creezi spațiu interior. Există un institut celebru de coaching în Londra care predă chestia asta și metoda în carte se numește Stop and Watch. Oprește-te și uită-te. Și gândiți-vă ce ar însemna dacă începând de mâine v-ați prescrie o pauză, 30 de secunde, un minut în care să vă opriți și să nu faceți absolut nimic. Până la urmă și terapia propune ceva similar, da? E o formă de a ne uita la noi și oricât de mult evităm asta, rolul terapeutului e să întoarcă oglinda în așa fel încât să ne vedem. Exact, terapeutul o face într-un fel după metodele cică moderne, dar marea majoritate sunt luate din practici și tehnici șamanice. Șamanii le-au făcut, probabil le-au descoperit intuitiv de-a lungul timpului prin experiență. Funcționează, nu funcționează, haideți să mai facem nu știu cum, haideți să ne mai conectăm cu un animal. Pentru că din punct de vedere al șamanilor și acum vorbesc de toți vindecătorii, avem trei surse de energie. Strămoșii, natura în toate formele, animale, plante, pietre, tot ce vreți, și spiritul. Acestea sunt sursele noastre. Dacă învățăm să ne conectăm cu ele într-un fel sau altul, avem tot ce ne trebuie pentru a fi fericiți și a ne fi bine. Și instrumentul principal este atenția. Unde se duce atenția, acolo se curge energia. Zise corul. E foarte important să poți să-i simți pe cei de lângă tine și se vorbește foarte mult despre inteligența emoțională în momentul ăsta. Nu pot să nu remarc aici, în dreapta mea, cineva îi face altcuiva masaj la umeri. Și dacă mă uit, este atâta iubire care radiază de acolo, încât trebuie să fii orb să n-o vezi. Și ăsta este genul de percepție pe care noi ca niște cetățeni urbani dintr-o țară pe care o considerăm dezvoltată, am pierdut-o. Suntem așa de atenți, sunt la semafor, cu o mână conduc, cu cealaltă îmi citesc e-mail-urile, răspund la telefon, îmi fac programarea pentru dentist de după amiază, mă gândesc că nu am mâncare în... pentru copil și pentru așa, partener. Și s-a dus de-a berbelea cu totul. Și atunci... apropo de asta, să știți că în 2015 la Gstaad în Elveția s-a făcut un forum în care se vorbea despre care sunt atributele de leadership pentru din 2020 încolo. Da? Ce o să aibă oamenii care pot să conducă lumea? Și unul din atributele principale este această inteligență emoțională, că iar ne întoarcem la povestea cu inima. Și întrebarea este, cât la sută din timpul nostru dintr-o zi suntem inteligenți emoțional? Și inteligent emoțional înseamnă să poți să fii atent la celălalt, să percepi cum este și să poți să iei o decizie în legătură cu asta. Faceți o recapitulare cu ziua de astăzi. Numai cu asta. Cât ați avut inteligență emoțională? Și
asta mă duce la ultimul lucru care de fapt le unește pe toate și care este conectarea. Pentru că, indiferent despre ce vorbește Don José, vorbește despre șamanism ca despre croirea unei punți de conectare între tărâmuri, între oameni și între tot ceea ce există în final. Între viețuitoare, că și noi suntem niște viețuitoare. Pentru că punte devine o autostradă pe care se poate circula energie. Eu aș vrea să folosim timpul care ne-a rămas să vedem dacă sunt întrebări de la cei care sunt în fața noastră. În legătură cu cartea sau pentru că aveți niște practicieni cu experiență în fața dumneavoastră, în legătură cu ceva care poate vă frământă. Avem vreo întrebare? Ce legătură există între Don Miguel și Don José? Mulțumim pentru întrebare. Sunt tată și fiu și într-una din cărți Don José vorbește despre cum a fost inițiat de Don Miguel de Ruiz, care a fost prima lui inițiere. Și a venit și în România? Sau vreunul? Sperăm că or să ajungă, dacă îi aduce cineva. Alte întrebări, dacă sunt. Well, dacă nu aș vrea să le... Cu cea cu roșu. Deci începeți cu cea cu roșu, continuați cu trezirea șamanului și terminați cu animalele, dacă vreți o secvență logică. Eu aș vrea să mulțumesc foarte mult domnilor și doamnelor care au fost aici cu noi, pentru că a fost o conversație care mi-a mers la suflet, sper că și dumneavoastră, și să-i dau microfonul lui Sorin și să mulțumim editurii Herald pentru că face lucrurile astea să se întâmple. Și eu aș vrea să mulțumesc și celor care sunt aici, care și-au cheltuit timpul alături de noi să ne audă ideile și recomandările. Mulțumim din suflet, mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi, invitaților noștri, Andreea Ionescu, Olimpia Mioara Mireștean, Nușa Buceac, Victor Fluieraș, pentru informațiile extrem de utile, de prețioase, referitor la cele trei cărți menționate puțin mai devreme, ale lui Don José Ruiz, din colecția Șamanism a editurii Herald. Aici încheiem primul eveniment de astăzi, vineri 31 mai, urmând să ne întâlnim în aproximativ 15 minute pentru următorul eveniment care va încheia seara de astăzi pe relații de cuplu. Mulțumim foarte mult!